Preoții de la parohiile din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, precum și stareții și starețele de la mănăstirile argeșene și muscelene, au participat astăzi la conferința preoțească de primăvară. Evenimentul a fost organizat în sala arhiepiscopală de la sediul protopopiatului Mioveni. Conferința pastoral-misionară de primăvară a fost prezidată de înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. În cadrul întrunirii a fost susținut un referat pe tema Anul Omagial al Sfintelor Icoane, al iconarilor și pictorilor bisericești, urmat de un film documentar realizat de Departamentul Mass Media al Centrului Eparhial. Cu această ocazie au fost transmise hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu privire la canonizarea cuviosului Pafnutie Pârvu Zugravu, precum și informațiile privind manifestările care vor fi organizate la aniversarea a 5 secole de la Sfințirea Catedralei Arhiepiscopale din Curtea de Argeș. La această conferință au participat toți preoții din cele 6 protopopiate. Tema conferinței a fost cea propusă de Sfântul Sinod. În a doua parte a conferinței s-a prezentat filmul tematic Cuviosul Pafnutie Zugravul, un pictor între sfinți. De asemenea, la finalul conferinței, înaltpreasfințitul Părinte Calinic a subliniat concluziile tematice cu privire la anul omagial în care ne aflăm și de asemenea s-au subliniat și alte aspecte pastoral-misionare din viața Bisericii Argeșene. În primul rând, canonizarea Sfântului Cuvios Pafnutie Zugravul, care va avea loc pe 6 august. După întemeierea Bisericii, creștinii au simțit necesitatea reprezentării persoanelor sfinte și în forme vizuale, mai ales a Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Irineu, vorbind despre gnostici, afirmă că în timpul său creștinii aveau icoana Mântuitorului Hristos, pe care o cinsteau după vrednicie. Tertulian afirmă că Sfântul chip al Domnului era pictat pe potirele folosite la Sfânta Euharistie sub forma păstorului cel bun, practică generalizată în toate bisericile în secolul al II-lea. Icoana nu este numai fereastră spre cer, cum spune Leonid Uspensky, ci este și locul unei prezențe. Și în fața icoanei, și în icoană este prezent persoana pictată pe ea și icoana este rugăciune, este dialog real cu Iisus Hristos, Maica Domnului, cu sfinții. La final, preoții au fost felicitați de ierarh pentru activitățile social-filantropice, educaționale, culturale, administrativ-gospodărești și catehetice desfășurate în parohii.